Bună ziua și bine v-am regăsit la Contramitologia cu Florin Maghiar și Madalin Hodor. Astăzi ne propunem să discutăm despre renunțarea la cetățenia română. Exista lucrul ăsta și înainte de 1989, erau cetățeni români care vreau să renunțe la cetățenie. Ce se întâmpla în această situație, în situația lor? Ne spune un ordin al Ministerului de Interne din 24 septembrie 1988, care spune așa, în vederea reducerii numărului cererilor prin care unele persoane care solicită plecarea din țară sau sunt deja plecate pe diferite căi și mijloace și cele renunțarea la cetățenia română, pentru creșterea răspunderii în aplicarea unitară a prevederilor legale, a orientărilor și indicațiilor privind soluționarea unor astfel de cereri, în temeiul articolului 21 din decretul numărul 121 pe 1978 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne, ordon, articolul 1. Ordonă Tudor Postelnicu. Ordon Tudor Postelnicu, da, Ministrul de Interne, uh, articolul 1. Organele sau formațiile de pașapoarte din cadrul inspectoratelor județenari și al municipului București care primesc cereri pentru stabilirea definitivă în străinătate a unor cetățeni români vor desfășura în permanență cu sprijinul organelor locale și ale organismelor democrației muncitorești revoluționare, încă de la început, <coughs> pardon, o susținută muncă de influențare în scopul determinării acestora să-și păsteze cetățenia română. În acest scop se va sublinia faptul că în altul titlul de cetățean român atesta apartenența celor care îl poartă la marea familie a patriei străbune, constituind o legătură sacră a acestora statornicită din generație în generație, cu glia strămoșească, cu tradițiile și aspirațiile de veacuri ale poporului român de apărarea ființei sale naționale, de neatârnare, libertate și proces și progres social, mă scuzați. Așa, deci, dacă vrei să renunți la cetățenia română pentru că plecai din țară și eventual nu mai vrei să te întorci niciodată, și se punea în vedere prin organizația, prin, ca să citem, organisme ale democrației muncitorești revoluționare, că nu e bine să renunți la cetățenia română, pentru că, și urma, ești cu glia strămoșească, tradițiile, aspirațiile de veacuri, neatârnare, libertate, progres social. Adică trebuia să te uiți vrând nevrând la un program de la televizor de data asta pe care ți-l turna un securist sau un activist de partid. Da. Pentru că erau exact nu lucruri de parcă nu văzuse pe care le văzusești de un miliard de ori și de care chiar voiai să fugi. Da, și pe care le detestai. Și, și ele el încerca să te convingă, dar nu vrei În să... baza ăsta la <laughs> la cetățenia română. Deci nu vrei să fugi din cauza deci fugi de ele da. și eu încerc să te conving cu ele. Da. Este o mișcare foarte, foarte stiața. smart. Da. Hmm. Da, mai departe. Trebuie desfășurată cu cetățenii români care au plecat definitiv în străinătate o continuă și diversificată muncă pentru că aceștia să dea dovadă în orice împrejurare de loialitate față de patrie, de respect și admirație față de marile sacrificii făcute de poporul român pentru apărarea independenței și suveranității patriei sale față de eforturile pe care le face pentru instaurarea unui lume mai drepte și mai bune pe planeta noastră. Uh. În caz că în caz că nu știați ce făceam noi în România înainte de 1989. Să nu vă imaginați Stoară, că... Hodor, da. Doriți să plecați, am înțeles, în America. Aș vrea. Domne, nu e bine, domne. Ei, știu că nu e bine, dar nu e, nu e bine. atâta mă duce pe mine capul. Da <laughs> nu vreau să plec. Dați-mi voie să vă conving să nu plecați. Da. Cum? Uitați, poporul nostru Așa? român da. e de veacuri aici. Este. Și dumneavoastră vreți să plecați da. din acest loc. Da. Și mai mult decât atât, încercați să dați cu piciorul acestei calități unice de da. cetățean al Republicii Socialiste România. De, da. ce, de ce, tovarășe? Nu vreau să rămân la cetățenie. Și nu vreți să țineți seama deloc de eforturile pe care le face... Patria noastră pentru instaurarea unei lumi mai bune și nu, mai drepte. Mă pe... interesează. <laughs> pe planeta noastră. Nu Vreau o lume strâmbă, nu vreau o lume mai bună. <laughs> nu. Vreau. Chiar nu aveți niciun pic pe de planetă. respect și nu vreau, admirație nu vreau pe față planetă, de planeta. <laughs> marile sacrificii făcute Ferești. de poporul român. La chestia asta chiar n-am știut că noi înainte de 1989 luptam pentru instaurarea unei lumi mai drepte și mai bune pe planetă. Deci Am știi că în România știam că luptăm, dar pe planetă, adică pe toată planeta, Ai nu era. Studiat peste 20 de ani <laughs> de era... securității și habar habarna aveam. Aveam Eu... să facem planeta mai Eu bună. stăteam și mă gândeam că asta se întâmpla numai la noi și ne stăteam să instalăm la noi lumea asta mai bună și mai dreaptă, dar se pare că ambițiile noastre erau planetare. Acum mai cred pe ăștia pe nostalgici când spun că România era o mare putere, aveam de toate, eram cei mai tari din lume. Îi cred acum. Da. da. Și scopul era Că ăsta un planetă. ăsta era nobil, scopul. Era să facem scopul. o planetă mai, mai bună. bună. Da. Eram un fel de supereroi. Eram. Da. Și suntem în mințile unora da. în continuare. Bine, cu costumul rupt în fund și da, cu, un fel de... cu mantaua făcută zdrențe. Da. Mă rog, în pielea goală. Eram de fapt. Și rufsi de fum. <laughs> Eram un fel de super cu chiloții ruți. Dar eram rezistenți. <laughs> asta era puterea noastră. Da, îmi pare rău, dar nu pot să mă abțin când citesc asta. Asta era super puterea noastră. Super puterea... Eram era Puteam să nu mâncăm o săptămână. Asta era super puterea noastră. Stăm în fric și pe întuneric. Da. <laughs> da, super puterile noastre. Frig, întuneric și foame. Asta erau cele trei. Aveam inelul cu putere. Inelul putere. Ieșeau ca niște raze din el când mergeam prin lume, pe pământ. De asemenea, în cadrul discuțiilor ce se vor desfășura în mod obligatoriu cu fiecare solicitant în parte, se vor da explicații competente și complete privind semnificația și avantajele de care acesta poate beneficia prin menținerea calității de cetățean român. Da. Deci aveam niște avantaje Hai să vedem, Care se va sublinia faptul că în virtutea acestei calități Cetățenii români aflați în exterior se bucură de protecția misiunilor diplomatice Deci asta era clar Prima Eram Și suntem și până în ziua de azi recunoscuți că avem o putere de Misiunile noastre diplomatice te protejează ceva de speriat în străinătate Așa, se bucură de și oficiilor consulare române din întreaga lume care au obligația să apere și să locurtească interesele. Bine, pot să mor liniștit. Totodată, reprezentanțele diplomatice le acordă sprijinul necesar în rezolvarea cu operativitatea cererilor personale adresate autorităților din țară în probleme de interes legitim. Acte, vizite la rude și... Deci, practic, hai să, fii, să ții în continuare cetățean, să fii cetățean român, dacă pleci în străinătate, pentru că noi o să te ajutăm să-ți rezolvi problemele din statul respectiv. Uite, te ajutăm să-ți vitezi rudele. Da. Dar pot cum? să mă duc singur. <laughs> cum, te, cum, dar cum te ajuta oia de la ambasada României din state? Îți țineau lanterna. Ce făceau oia? Să-ți acte de, la, de, de, de unde? Cum făceau ei chestia asta? Se, impu, se impune, să se explice faptul că cetățenii români domiciliați în străinătate care călătoresc în țară cu pașaportul sunt scutiți de schimb valutar obligatoriu. <laughs> fără să mai fie necesare alte formalități sau dovezi și pot fi găzduiți de către rudele lor de orice grad domiciliat în România. Aaaa, deci, nu mai îți luăm bani. Dacă ești cetățean român și vin apoi în țară, nu te mai jegmănim cu <laughs> jegmănim pe ăștia de facem un schimb valutar obligatoriu. Ție nu-ți luăm schimb valutar obligatoriu și te lăsăm să stai și la rude. Bine, idioțenia în treaba asta cu rudele, la asta mă refer. Bine, e o întreagă gargară lipsită de orice consistență și înainte, dar asta cu rudele, de fapt, era o problemă fie că erai, fie că nu erai cetățean. Da. Fie că, pentru că tu dacă veneai din străinătate, ăia oricum aflau imediat. Bineînțeles. Și oricum rudele... Ce pe la asta, pe la ce... vamă, imediat. Uite-o, pac, te dea un consen, a intrat în țară. Da, unde mergeți dumneavoastră? La Mă duc unde vreau eu, mă duc, hmm. trebuie să spun eu unde mă duc, nu cred că cetățenii străini trebuia să spună exact unde se ducă, afară de faptul că le scria pe Schiava, rezervarea. Baceapă, Și de... în general veneau da, cu treabă sau ca turiști. Toate cererile pe care unii cetățeni români aflați ilegal în străinătate solicită reglementarea statutului juridic față de RSR prin anunțarea la cetățenia română vor fi prezentate Comisiei Guvernamentale de Vize și Pașapoarte pentru a analiza și stabilirea modului de soluționare pentru fiecare caz în parte, avându-se în vedere comportarea acestora în exterior. Mm. Stai, stai, că e foarte important. Da. Uh, știi bine că era foarte greu să obții o viză. Da. Da, e Aici e vorba de cetățeni români aflați ilegal în străinătate, care solicită reglementarea statutului juridic față de RSR prin renunțarea la cetățenie. Deci, practic, e vorba de cei care au fugit din țară. Ca ok, să fim clar. dar e vorba de comportarea acestora <coughs> în exterior. Da. Este un element foarte important da. care ar trebui să-ți atragă atenția da, da, da. asupra faptului că avem noi sau nu avem noi chef da. să-ți. Păi îți rezolvăm în funcție de cum te porți tu acolo. Cum te porți tu? Adică cum te porți tu, cum te porți față de noi acolo. Bineînțeles. <laughs> adică vezi ce vorbești acolo, să nu te apuci tu să spui că ai fugit din România că era rău. Am fugit din România pentru că era raiul pe pământ, dar mie nu-mi place eu să stau. să o duc rău dar acolo să... am aflat că am aflat că în aflat șomaj, rău. droguri. Da prostituție și am de bine nu mai vreau să stau în da? vreau prostituție și droguri și șomaj și da. să nu am ce mânca și să dorm pe cartoane. Cum am văzut în filmele occidentale și să fiu exploatat de capitaliști. Atunci primea viză de aviz <laughs> bine vizat bine. <laughs> Bravo. Am rezolvat și am pe rezervat <laughs> În conformitate cu metodologia de lucru statornicită, punctele, uh, proiectele de decret privind renunțarea la cetățenia română a unor persoane stabilite în străinătate sunt avizate de Comisia Guvernamentală de Vize și Pașapoarte. Bun. Deci erau niște proiecte de decret pe care da. trebuia să le aprobe președintele Republicii. Asta era, de fapt, problema. Renunțarea la cetățenie o semna Nicolae Ceaușescu himself. Bineînțeles, el el dă de asemnătura finală pe renunțarea la cetățenie, că de asta era așa de important uh, să convingă organele ministerului de interne oamenii să nu mai renunțe la cetățenia română, între altele, că vedea neanicu că se renunță la cetățenia română, nu era bine să ajungă stiva de <gură> cereri de renunțare. Nu era bine și o să vedem <gură> cam cum arăta situația. Da. Persoanele care au formulat cerere de renunțare la cetățenia română, iar înainte, ori după plecarea definitivă din țară, au comis fapte de genul celor pre... de genul, celor prevăzute la articolul 19 din legea 24 pe 71, precum și cele care nu îndeplinesc condițiile stabilite în articolul 22 din aceeași lege vor fi incluse într-o situație separată în vederea analizării și stabilirii modului de soluționare de către Comisia Guvernamentală de Vize și pașapoarte, expunându-și puncte de vedere înainte de a fi înaintată Consiliului de Stat. Era o întreagă procedură. Da. Bioncrație Trebuia să treci prin maximă. o grămadă de mm -hmm. filtre. Direcția de Pașapoarte, evidența străinilor și controlul trecerii frontierei va asigura... Întocmirea lucrărilor pregătitoare privind renunțarea la cetățenia română a unor persoane pentru care se impune în cazuri deosebite această măsură, astfel încât nicio propunere de renunțare la cetățenia română să nu fie înaintată Consiliului de Stat decât numai după ce a fost analizată de Comisia Guvernamentală de Vize și Pașapoarte. Aha. Era foarte, iată, greu. foarte greu. Da, uite. Că, e, până acum mecanismul ăsta nu știu dacă a mai fost descris atât de amănunțit într-o da. într analiză privind situația în care puteai și în ce condiții și cum se întâmpla deci să poți să pleci din România foarte greu, era foarte greu să renunți la cetățenie, practic îți ridicau șapte mii de piedici să faci lucrul ăsta din motive evidente însă vreau să spun aici că existau situații în care exista această situație în care statul comunist nu vrea să renunțe la oamenii lui și să le și să poți tu renunța la cetățenie și erau situații în care statul comunist din contra numai că te încuraja, chiar te obliga să renunți la cetățenie. Goma, de exemplu. Cazurile dizidenților, da, când vrea să scape de ei și hai, plecați numai să plecați, dar mai erau și alte situații. De exemplu, în situația în care statul comunist a vândut evrei și germani. În cazul evreilor și germanilor, renunțarea la cetățenia română era chiar o condiție. Nu plecai dacă nu renunțai la cetățenia română. Pentru că asta te lăsa în afara oricăror exact. drepturi în țară. Exact. Și statul... Exact te executa. Te executa, adică de ce se erau așa de uh, dornici ca evrei și germanii români să renunțe la cetățenia română? Deoarece proprietăți și bunuri, da? care rămâneau în țară și ne fiind cetățean român, la revedere. Nu aveai cum să-ți exerciți. Exact, dreptul de proprietate. Și alea treceau frumos în patrimoniul statului. Deci, iată că statul comunist <gângânt> uneori se dovedea foarte strict cu renunțarea la cetățenie, alte ori era extrem de interesat să renunți la cetățenia română. Cum continuă acest ordin al lui Tudor Postelnicu? Se interzice direcției de pașapoarte evidența străinilor și controlul trecerii frontierei de a aviza ori înainta Consiliului de Stat proiecte de decret privind renunțarea la cetățenia română a unor persoane fără a fi mai întâi prezentate pentru a analiza Comisiei Guvernamentale de Vize și Pașapoarte și direcția juridică va difuza prezentul ori din membrilor Biroului Executiv al Ministerului de Interne, Comisiei Guvernamentale de Vize și Pașapoarte și șefilor, șefilor inspectorilor județene și al municipiului București. Deci, da, deci per ansamblu, în Comisia 80... asta devine, ea devine, Comisia Guvernamentală de Vize și Pașapoarte devine un fel de Locul unde se făcea triajul adevărat. În 88 era extrem de greu să, să pleci, să renunți la cetățenie, mai ales. Și în continuare o să prezentăm pe scurt o situație statistică un pic mai devreme de ordinul ăsta lui Postelnicu, e vorba despre anul 1984, uh, legat de pașapoarte, eliberări de formulare pentru plecarea definitivă din Rese România. <coughs> Încă de la început, putem să vă spunem că în 1984 formulaseră cererile de plecare definitivă din România, pe teritoriul întregii țări, 374 de persoane. Și situația era centralizată foarte strict, după cum am văzut în ordine emis uh, ulterior de Tudor Postelnicu. De fapt, cred că ordinul acela restrângea și mai mult condițiile de uh, plecare definitivă. Noi aici avem situația din 84, ordinea era din 88 și uh, distribuția persoanelor care au solicitat plecarea definitivă este următoarea pe județe. Botoșan 15 persoane. Asta era la data de 18 februarie 84. Constanța 7 persoane, Iași 7 persoane, Neamț 3 persoane, Sibiu 87 de persoane, Suceava 4 persoane. Timiș 105 persoane, municipiul București 146 de persoane. Uh, la o primă vedere, cifrele exprimate aici arată trei uh, zone fruntașe în uh, cereri de emigrare: în 84 Sibiu cu 87 de persoane, urmat de Timiș 105 persoane și București 146 de persoane. Deci avem uh, mai mult de 30%, de 60% din total de persoane, chiar 70% în cele două județe, plus Bucureștiu. Și. Da, explicația cred că ține de. de, de faptul că erau multe persoane de etnie germană sau maghiară în respectivele zone care vreau să plece. Asta definitiv. este. Este sigur prima dintre condițiile pe care trebuia să le îndeplinești ca să poți să pleci să ai unde. Da. Să, și în primul rând să ai acces la informația că poți să pleci. În cazul, era deja, cred că suntem în 94 încă se mai făceau, încă, încă mai eram în plină. Procedură de emigrare a germanilor din România? Dacă mă uit aici la lista de nume ale persoanelor care au solicitat plecarea definitivă din România, foarte mulți dintre ei au nume germane. Deci este exodul da. germanilor din România care au ales să trăiască. Da, dar erau și cetățeni români. <coughs> Trebuie spus că în perioada respectivă erau și foarte mulți cetățeni români care se, nu vreau să folosesc un cuvânt greșit, dar care profitau de uh, exodul germanilor pentru a se strecura și a plecare a și să plece și ei uh, din țară. Tot în cadrul uh, acestei operațiuni erau, erau destul de mulți români români care plecau în felul ăsta. Încercau să facă căsătorii cu femei de nie Germană. Găseau tot felul de subterfugii care să, să le permită să facă chestiunea asta. Cum arăta un document? Și ce conține un document? O cerere din aceasta de preliminară, de plecare definitivă? Cu renunțarea la cetățenie? Cu renunțarea la cetățenie. E, erau, în primul rând, datele de identificare ale persoanei care cuprindeau născut, cetățenie, naționalitate, stare civilă, studii, ocupație și domiciliu. Apoi, solicită aprobarea eliberării formularelor în vederea depunerii actelor de plecare definitivă în cazul nostru Republica Federală Germania. În străinătate are pe soția, fiul. Care soție a trecut fraudulos frontiera, a ajuns în Republica Federal Germania, nu are reglementat statutul juridic. Fiul, probabil plecat împreună cu soția, a trecut fraudulos frontiera, ajungând în Republica Federală Germania, nu are reglementat statutul juridic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că încă nu obținuseră niciun document care să le ateste dreptul de rezidență. Uh, nu și erau din punct de vedere al, al, are... al românilor, nu și, -și reglementaseră statutul, pentru că fiind, adică nu erau în continuare considerați uh, cetățeni români, nu, deși probabil că ceruseră să renunțe la cetățenia română uh, și uh, nu și-a reglementat statutul juridic față de statul român, scrie. Deci ei aveau un statut juridic bine reglementat de FG, că bănuiesc că nu stăteau din de, stăteau ilegal acolo, în niciun caz. Era vorba de statutul juridic rezultat din urma faptului că ei plecaseră ilegal din România, deci nu reglementaseră. În cu statul a, român. În cu statul român, da. Da, da am interpretat eu posibil. A, că pentru că în anumite, diferit. în anumite situații își reglementau, adică cădeau la o înțelegere cu statul român, negociau cu ăștia, le mai dădeau ceva bani, nu știu ce datorii mai aveau de plătit, ce datorii considera statul român că mai au de plătit față de statul român era chestiunea aia cu școlarizarea, pe care Ceaușescu o introdusese ca uh, mijloc de negociere de contarea în contarea cheltuielilor de, de școlarizare, pregătire profesională și alte blestemății ce mai cerea el, taxele pentru acte, reglementări juridice, proprietăți sau ce mai aveau ei de reglat. Și atunci, dacă făceau chestia asta, cu tăr cu măr statul român până la urmă accepta să le Deci atunci putem citi că cetățenii. nu au reglementat statutul juridic că nu au rezolvat că da. au, plecat ilegal au plecat ilegal din România, și adică au fugit, au practic. fugit da. da. asta e situația în care au fugit din țară Și acest domn pleacă împreună cu pleacă împreună cu fiul care este și căsătorit da. Și nota se prezintă separat, respectiv pentru a doua persoană care solicită, respectiv fiul, și da. iată mai jos este fișa lui, da. separat. Și să... Alte rude în țară. Aveai și toate celelalte rude pe care le declarai da. în mod obligatoriu când făceai cererea asta, ca să Absolut. știe pe cine să pună presiune în cazul în care. Da. Alte date privind pe solicitant. Renunță la cetățenia română, Comisia de Partid de a județului Timiș avizează pozitiv, pozitiv cererea și uh, marea bucurie pe care o avea omul era să primească aprobare. Aprobarea respectiv la avizul, comisie a, avizul pozitiv da. pentru plecarea definitivă <coughs> și renunțarea la cetățenie. Asta era asta era chestiunea cu renunțarea la cetățenia română. Concluzia este că oamenii încercau prin orice mijloace să o ducă mai bine. Concluzia este că... Chiar dacă lucrul ăsta nu se întâmpla în România și în România nu prea avea cum să se întâmple. Concluzia este că nu aveai nici măcar dreptul ăsta să renunți la dreptul de a fi cetățean român. Nici măcar acest drept nu-l aveai, că nu puteai să renunți să mai fii român. Deci nu puteai să spui, băi, m-am plictisit, nu mai vreau să fiu român. Nu, domnule, trebuie să fii român, că te-ai născut aici, așa spunem noi, trebuie să fii român. Dar nu vreau, ba vrei. <laughs> asta, era, asta era de fapt. Până la urmă, acestea. dacă nu reușeau să te descurajeze, da, trebuia dar se bine. Până la urmă se întâmpla lucrul ăsta, dar șapte mii de bețe în roate și e clar că ăsta fiind un ordin al Ministerului de Interne era clară. Indicația dată de Ceaușescu Ministerului de Interne era să, prin orice mijloace, la îndemâna Ministerului de Interne să-i forțeze pe oameni să nu renunțe la cetățenia română. Atunci când era interesul statului comunist să nu renunți la cetățenie, făceau tot ce e posibil să nu te lase să renunți la cetățenie. Și bineînțeles că acum probabil că existau 10.000 de inconveniente și din situația asta. Adică tu sigur te duceai acolo și stăteai în Occident și nu mai aveai nicio legătură, dar erau o chestie asta administrative, nu știu, aveai probleme legale, de acte pe care trebuia să le obții, certificat de naștere, certificat de, nu știu, de ces, tot felul, de căsătorie, lucruri de care aveai nevoie. Bănuiesc că nu fugeau toți cu actele după ei în străinătate și aveai nevoie de ele ca să-ți rezolvi niște lucruri. Eu am niște rude care au plecat în 86. Au fugit. Da. Și, în continuare, în anii 2000, din cauza nereglementării statutului juridic în raport cu statul român, au avut de întâmpinat o grămadă de greutăți da, pentru spun. obținerea documentelor care să le ateste faptul că au lucrat aici, că au studiat. De chime, că... muncă, studii, da, o pas, o treabă bătaie, treabă bătaie de, cap. de cap pe care. De fapt, asta era chestia. Statul comunist o folosea ca metodă de șantaj. Pentru că ei, practic, aveau posibilitatea asta să-ți creeze ție o grămadă de probleme. Tu aveai nevoie, na, până la urmă, aveai nevoie și acolo, chiar dacă te stabiliai în Germania, în Franța sau în Statele Unite. La un moment dat aveai nevoie, ți zis, de un certificat de naștere, de o dovadă că ai făcut studii liceale sau că ai facultate. Cereau o diplomă, dole, ok, te credem pe cuvânt că ești profesor, dar mai o diplomă? Păi am, dar în România. Păi hai să vedem cum o obținem din România. Și venea statul, a, păi vrei diploma acum, nu? Ia, vină în coace. Asta era, de fapt, toată chestiunea. Totul în statul comunist era la dispoziția regimului. Totul, regimul profita de absolut toate lucrurile astea ca să te țină legat de el, și, eventual, să profite la maxim de orice fel de uh, astfel de situații. Inclusiv de situația în care doreai să renunți la uh, privilegiul de a face parte din această națiune care vrea să aducă uh, progresul și pacea pe pământ. Asta a fost contra mitologia de astăzi cu Florin Maghiar și, și Maderni Hodor și noi nu renunțăm la emisiunea asta, chiar și dacă... Și nici la cetățenia română. Și nici la cetățenia română, și la, nici la emisiune, chiar dacă ă, nostalgicii comuniști vor urea să ne oblige să facem asta. Nu renunțăm.